A fost excepțional. Mulțumesc! Sunt convins că mâine dimineață o să mă scol foarte bucuros că am făcut acest eveniment, care de altfel a și încheiat periplul nostru național, al turneului național Flautul Fermecat, cu acest spectacol. Felicitări! Așa că de aici înainte urmează o mică vacanță pentru noi toți și probabil că la sfârșit de august o să ne întoarcem cu puteri noi ca să pornim din nou la drumul nostru artistic. Vă mulțumesc! Spuneți-mi dacă recomandați un astfel de eveniment prietenilor dumneavoastră. Sigur că l-am recomandat, de altfel au și venit foarte mulți prieteni de-ai mei în seara aceasta, așa că sper că vor veni și în zilele următoare. Și sper că, într-adevăr, acest mini-festival va prinde rădăcini din ce în ce mai, care vor fi din ce în ce mai puternice și adânci, și că acest tip de manifestare culturală se va menține și se va și dezvolta și va intra în conștiința bucureștenilor măcar. Spune-mi, care este rolul tău la acest eveniment? Rolul meu este să vin și împreună cu Flaut Power, formație pornită de domn profesor Ion Bogdan Ștefănescu, să aducem un mic moment de viață în această seară. Arătă. Mulțumim frumos, ați fost de excepție. Okay. Spune-mi, cu ce sentiment pleci tu de aici? Împlinire. Mulțumesc! Ne vei onora cu prezența și altă dată, dacă te vom invita. Cu siguranță. Mulțumim frumos! Drumuri deschise, belșug și succes ai! Mulțumesc. Bună seara! Băieții, pot să vorbesc cu voi? Cu cine vorbesc aici? Ia! Cu mine, dacă doriți. Da! Cum te cheamă? Teo Mandiru. Teo, vrei să te vii viitor Mozart? Nu, prefer să fiu eu. Am înțeles. Spune-mi, te rog, cum găsești evenimentul din seara aceasta la care ai participat activ? Diferit. Trebuie să recunosc că e un context nou, în care nu m-am mai regăsit până acum, dar plăcut. Mai puțin, dar mai ales. Noi suntem răcoarea sufletească adusă tuturor. Chiar așa a fost. Ne-am simțit extraordinar cu voi și mulțumim! Thank you.